Sărbători cu bucurie! Love Actually. Eu și soția suntem îngrozitori de papagali la asta, deci plângem ca proștii la toate astea. Ne dăm drumul, avem câteva, o serie de filme, le punem și da, și soția e din asta care e îngrozitor de crăciunistă. Da. Împachetează, miroase, cu tare, le punem acolo și avem. Și Crăciunul este Crăciun. Și ne uităm la Love Actually, deci știu pe din afară. Pot să ți-l recit cadru cu cadru, să spun exact ce se întâmplă în fiecare secvență a filmului. Și ne revedem de fiecare Crăciun. Miros de portocale reci, bradul pe care îl aduci în living room după ce l-ai ținut pe balcon și el la rece și începe să se dezghețe și să aibă aroma aia de brad proaspăt și rece și împachetatul cadourilor. Sincer, până nu se face frig, pentru mine e foarte greu să intru în atmosfera de Crăciun. Au mai fost Crăciunuri cu căldură și nu m-am simțit de Crăciun, m-am simțit de sărbători, așa că primele nu știu, prima zăpadă, primele momente în care simți efectiv că un palton nu e suficient, celebrele filme de Crăciun, primul cozonac pe care îl bei cu un pahar de lapte cald, dar e așa o sinergie, de fapt, trebuie să fie foarte multe lucruri care să se pună cap la cap ca să simți că intră de Crăciun. Frigul la mână. Frigul. Uite, promourile pe care trebuie să le pregătim. Ce pot să zic cum o face? Doar gândul că o să urmeze o perioadă în care ne strângem cu toții la căldurică, persoanele dragi, că mai mâncăm ceva mai mult decât trebuie, e ok. Cred că în momentul în care pun totul pe pauză și încep să-mi decorez casa de Crăciun, atunci simt că vin sărbătorile. Adică din clipa în care știu că am ieșit la cumpărături pentru diferite lucruri necesare decorării casei, știu că e gata. Atunci am intrat în spirit. €100 de milioane nerambursabili. Cel mai sincer răspuns, mi se pare normal. Ce altceva? Dacă tot e imaginar, nu? Cadou, o casă. Crezi că se bagă la investiții mai serioase? O vacanță la căldură. N-am mai fost la mare, moșule, de 3 ani. Așa că te rog eu frumos, altul de Crăciun, o vacanță la mare, undeva unde să fie cald. Te rog eu frumos. Zâmbete. Ce ai face bine să-mi aduci, moșule? Un soundbar de la șmecher. Așa. Zâmbete. Cred că asta e cel mai important. Timp? Se pune? Timp. Vreau să-mi aduci mai mult timp. Dacă se poate, asta îmi doresc.